Salut! Cândva în iarnă am început un proiect prin care am modificat o veche cadă din fontă, am transformat-o în scaune, în fotolii pentru grădină. Acesta este rezultatul final. Așa arată. După ce le-am format picioarele și le-am vopsit. Acesta este unul dintre ele. Haideți să le vedem și pe celălalt. Din jumătatea căzii, pentru că aceasta a fost tăiată în jumătate, am format o măsuță plus încă două scaune pentru a amenaja și acest loc de relaxare sub umbra acestui zarzar. Cel de-al doilea scaun am organizat să-l las sub acest alun, pentru că vara este un loc plăcut, umbros și relaxant în grădină. Aici se încheie proiectul scaunelor de grădină. Sper că v-a plăcut acest proiect. Rămâneți în continuare alături de mine pentru următoarele proiecte și lucrări în grădină. Multă sănătate și aveți grijă de voi!